Bună ziua, bine ați venit! Bine ați venit, domnule primar! Cunoașteți ordinea de zi din convocare, ați primit toată lumea, da? Dar dau citire proiectului de ordine de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local a Municipiului data de astăzi 19. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președinței de ședință pentru luna decembrie. Avizează Comisia 4. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Onești. Avizează toate cele 4 comisii. Numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2020. Avizează Comisia 1. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Onești în cadrul Consiliului de Administrație a Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca din Onești. Avizează Comisia numărul 3. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea Consiliului Local al municipiului Onești prin membrii săi și a reprezentantului municipiului Onești în adunarea generală a acționarelor SECE, domeniul public și privat Onești. Avizează Comisia 1 și 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Unităților de Învățământ Preuniversitar din municipiul Onești pentru anul școlar 2020-2021. Avizează Comisia 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Onești în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din Unitățile de Învățământ Preuniversitar din municipiul Onești pentru anul 2020-2021. Avizează Comisia 3. Numărul 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Onești în Comisia Județeană Bacău pentru Incluziune Socială. Avizează Comisia 3. Numărul 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ constituit la nivelul municipiului Onești ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția copilului. Avizează Comisia 3. Numărul 10. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Onești în cadrul Comisiei Tehnice de Organizare și Siguranță a Circulației Rutiere din municipiul Onești. Avizează Comisia 1 și Comisia 4. Numărul 11. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești a unor imobile constituite din terenuri cu și fără construcții situate în intravilan. Avizează Comisia 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Comisiei de Evaluare a Ofertanților pentru concesionarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Onești, aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 165 din 30.09.2019. Avizează Comisia 1, 2 și 4. 13. Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei de Evaluare a Ofertanților pentru vânzarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Onești, aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 108 din 28.05.20. Avizează Comisia 1, 2 și 4. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor bunuri imobile, terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului Onești. Avizează Comisia 1 și 2. 15. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cumprisul articolului 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 207 pe 2 octombrie 20 privind aprobarea transmiterii drepturilor de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului Orești și din anexa numărul 1, coloana 3 suprafață. Avizează Comisia 1, 2 și 4. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii drepturilor de închiriere asupra unui spațiu comercial proprietatea municipiului Onești. Avizează Comisia 1 și 2. 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 23 din 2013 privind aprobarea procedurii de atribuire a criteriilor de selecție a operatorilor taxi și taximetriști independenți și de stabilirea comisiei de aplicare a acestora. Avizează Comisia 1 și 4. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii sociale de analiză a solicitărilor pentru aprobarea repartizării, atribuirii și închirierii locuinților ANL
locuințelor sociale, locuințelor de serviciu, locuințelor din fonduri locativ de stat și a camerelor de locuit din imobilul situat în strada Levitării numărul 1 Onești și desemnarea unui membru din Consiliul Local Onești. Avizează Comisia 1 și 4. Dacă sunt observații la ordinea de zi, vă rog. Dacă nu sunt, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate de voturi, proiectul a fost aprobat. Înainte de a da, de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații din partea dumneavoastră, a procesul luat la ședințe din 10 noiembrie. Dacă nu sunt observații, vă rog să supunem la vot procesul verbal la ședințe din 10 noiembrie. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Mulțumesc! După cum știți, pe 10 noiembrie au loc două ședințe extraordinare. Dacă sunt observații la a doua ședință care a avut loc, nu sunt. Cine este pentru aprobarea procesului la ședinței de 10? Mulțumesc! Împotriva? Se abține cineva? Mulțumesc! Cu acestea spuse, intrăm în ordinea de zi. La primul punct este, cum v-am anunțat, proiect de hotărâre privind alegerea președinților de ședință pe luna decembrie. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. Vă rog. Prin acest proiect de hotărâre se propune alegerea unui președinte de ședință din rândul consilierilor locali pentru luna decembrie 2020. Pentru buna desfășurare a ședințelor de Consiliu și pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Onești, precum și a legislației în vigoare. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Fac precizarea că, așa cum am spus și la ședința trecută, propunerea este ca ședința pe luna decembrie să fie condusă de domnul Alexandru Cristea. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate pentru a reprezenta raportul Comisiei. Comisia 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Aviz favorabil. Discuții asupra acestui proiect? Dacă să-mi permiteți, domnule președinte, aș vrea să fac câteva precizări, doar două minute, în special față de consilierii din mandatul trecut, pentru că din acest mandat vom trece la o procedură de lucru de vot cu privire la votul secret. Știu că pe mandatul trecut președintele de ședință s-a alegea prin vot deschis. Însă codul administrativ, cel puțin de o lună și jumătate, a dat naștere foarte multor interpretări. Am participat online la foarte multe dezbateri, atât pe forumul secretarilor de municipii, asociațiilor municipiilor, magistrați, minister, prefecturi și așa mai departe. Și achisez și eu la punctul de vedere al majorității secretarilor generali, în care orice vot la persoană este vot secret. De aceea, începând din această ședință, și alegerea președintelui de ședință se va face prin vot secret. Atunci, procedem la... Procedura de vot, urna, cabina, sunt, o să vină imediat colegele mele, aveți... Eu vă propun următoarea, pentru că nu sunt și alte propuneri, o să mergem pe varianta simplă. Eu am pregătit buletinele să nu stăm să le redactăm acum. Varianta simplă, în care votăm proiectul în întregul său, pentru, împotrivă sau abținere, nu luați în calcul partea dreaptă unde nu este scris nimic. Aici, dacă ar fi fost și alte propuneri pentru președinte de ședință sau la celelalte proiecte, atunci mergeam pe căsuțele din... ca să nu mai bifăm, să mai tăiem. O să vă rog, în ce ordine doriți,
Nu punem ștampila pe pentru. Nu, este, se pune ștampila cu da, pe pentru, împotrivă sau abținere. Aveți trei căsuțe. După care împăturați votul și îl depuneți la... Știu, va fi o procedură puțin mai anevoioasă în timp, dar din păcate pentru a evita anumite alte discuții, știți cum se spune, baza bună trece prin meșdearea. Să vă rog, reamintesc, Comisia de numărare a voturilor, domnul Antonache Nicolae Tudor, domnul Zazu Ciprian Octavian, domnul Cristian Alexandru. Thank you.
Comisia de numărare a voturilor, votarea s-a încheiat. N-am fost atent, ăsta e pentru viceprimar sau e pentru... Îl punem unde spuneți dumneavoastră. Aveți grijă că e scris viceprimarul cu ceneală invizibilă, dar votați. Păi da, normal, că a fost gluma bună, adică. Și în perioadele astea, dacă nu râdem ca lumea, chiar nu ne mai rămâne absolut nimic de făcut. Cu plăcere vă citesc rezultatul votului, 21 de voturi pentru, 4, nu? Dar nu ce a spus și Cristian, nu? Da, domnul Cristian s-a votat în unanimitate, va conduce ședințele în luna decembrie. Intrăm la punctul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Onești. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. Domnul secretar. Având în vedere ordinul prefectului județului Bacău 471/3-11/2020, prin care s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Onești în mandatul 2020-2024, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii toate problemele de interes local potrivit codului administrativ. Astfel, după constituire, Consiliul Local alege din rândul membrilor săi un viceprimar la propunerea primarului sau consilierilor locali prin vot secret cu majoritate absolută pe bază de buletine de vot. Având în vedere dispozițiile legale, vă rog să deliberați. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aș ruga, fiindcă rapoartele comisiei sunt obligatorii la toate cele patru comisii. Comisia 1? Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia 2? Favorabil. Mulțumesc. Comisia 3? Favorabil. Mulțumesc. Comisia 4? Favorabil. Mulțumesc. Dacă aveți ceva observație asupra proiectului de hotărâre, dacă nu, propuneți, treceți direct la propuneri sau putem aloca o pauză pentru anumite consultări. V-ați manifestat dorința? Vă rog. Pentru o propunere.
Propunere. Vă rog, propunere. Domnul Zadru. Propun pe doamna Elena Pașcu Păvăloare de funcție de viceprimar al municipiului Brașov. Din partea mulțumesc. Alte propuneri. Proximul domnul Pisean. Propunerea Partidului Mișcarea Populară, Adrian Jil. Mai propune cineva? Vă rog. Partidul Social Democrat propune pe domnul Alexandru Agap. Da, dacă nu, o pauză de 5 minute. Probabil cu o pauză de 5 minute pentru anumite consultări între dumneavoastră. Până atunci.
stai cu mine, să trebuie să mă insert înapoi. Comisia, vă rog. Cabina de vot. Pe colț. Cabina de probă. Thank you.
acum e visez, nu? Simțit exprimat de cei 21 de consilieri, a reieșit următorul vot. Jilcu Adrian, 11 voturi. Întrunind majoritatea, va fi noul viceprimar. 4 voturi, Pascu Apovoloa Elena și 6 voturi, Agapi Alexandru. Felicităm pe noul viceprimar. Vă rog, domnul viceprimar, poftiți. Domnul primar, dacă... În primul rând, felicitări noului viceprimar. Mulțumesc dumneavoastră consilierilor locali, pentru că prin acest vot ați dovedit că ați respectat voința oneștenilor, așa cum bine... Știți, am mai spus acest lucru și anterior. Partidul Mișcarea Populară a obținut 8 consilieri locali, având cel mai mare număr de consilieri, fiind partidul reprezentativ, pot spune, în Consiliul Local. Deci, voința oneștenilor a înclinat balanța spre Partidul Mișcarea Populară și iată că astăzi și prin votul dumneavoastră ați confirmat acest lucru. Încă o dată vă mulțumesc. Eu îmi doresc o bună colaborare cu toți consilierii locali și vă aștept cu propuneri de proiecte și idei ca primăria să funcționeze bine în folosul cetățenilor. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, domnule primar. Felicit și eu pe nou viceprimar. Sperăm că ne vom da tot concursul să îl ajutăm în greaua misiune pe care o are. Și așa cum spunea și domnul primar, la ședința anterioară se 100% va fi o transparență totală și sperăm că treburile vor merge așa cum se cuvine. Vă mulțumesc pentru vot. Cu acestea fiind spuse, trecem la punctul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2020. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre.
Mulțumesc. Având în vedere stabilirea legilor parlamentare din data de 6-12-2020, OAT Onești, municipiul Onești, are obligația asigurării anumitor cheltuieli conform HG 775/2020 privind stabilirea cheltuielor necesare pregătirii organizării și desfășurării până în condiția legilor pentru Senat și Camera Deputaților în anul 2020, pătrind pentru care este necesară alocarea sumelor necesare cu această destinație. Conform contractului 575/27/3/2020, încheiat cu Direcția de Sănătate Publică pentru decantarea cheltuielor de carantină, conform OG 11/2020 și HG 201/2020, modificată și completată prin HG 269/2020, referitoare la cheltuielile de carantinare, municipiul Onești are obligația achitării facturilor cu această destinație, ținând cont de faptul că s-a menținut măsura carantinării personalului de la Spitalul Municipal Onești, dr. Ioan Sfântul Luca din Onești, se impune modificarea bugetului în mod corespunzător, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, cu sumele necesare până la finele anului, cu precizarea că aceste venituri sunt finanțate în totalitate de către Direcția de Sănătate Publică Bacău. Totodată, având în vedere că au fost recuperate anumite sume la titlul 85 reprezentând plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent, se impune diminuarea corespunzătoare pe titlul 85 și suplimentarea pe capitolele de cheltuială unde au fost încasate sumele. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, domnule secretar. Vă reamintesc că raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul sau Comisia ONU să prezint raportul Comisiei? Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Trecem la următorul punct. Punctul 4, de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Onești în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta referatul de aprobare. După declararea ca legal constituit, este necesară a Consiliului Local, este necesară numirea reprezentanților noului Consiliu Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca. Având în vedere aceste prevederi, vă propunem să faceți nominalizările și să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul a fost prezentat. Vă rog propunere. Sau pauză de consultări, cum doriți. Pauză. Să termină pauza dacă avem propuneri pentru acest proiect. Vă rog. Alianța USR Plus îl propune pe domnul George Cimpoieșu. Domnul Gheorghe Cimpoieșu. Mulțumesc. Altă propunere? Vă rog. În partea PMP, Carmen Popescu. În partea PMP, Carmen Popescu. La PNL, Zanzu Ciprian. La PNL, Zanzu Ciprian. Vă rog. Pentru membru plin, da? Andronache, Nicu Tudor. Domnul Andronache. Deci, aici avem doi membri, dintre care unul trebuie să fie economist și supleantul tot economist. Cred că v-ați orientat la... Pentru... Supunem la vot, nu? Să înțeleg că propunerile sunt pentru membrii plini, da? Sau și supleanți? Membrii plini, da? Supleanți avem? Partidul Social Democrat, Dobor Sergiu. Altcineva? Economist, domnul Dobos. Nu? Sunteți economist, nu? Dar poate să fie și noi.
Dar trebuie să fie unul neapărat. Da, unul, dar suplent, dacă lipsește, cred că da, cine am unul? Cum? Și suplent, trebuie să fie unul economic. Deci la palatul. Da. Ce vrea? Ce vrea? Ce vrea? Vă rog. Doamna Botezatul Maria. Botezatul Maria. Sunteți economist? Da. Dacă nu mai sunt alte propuneri, cu scuzele de rigoare, din nou o pauză pentru să redactăm buletinele de vot. De vot are 4 căsuțe, 4 nominalizări pentru membri plini și 2 pentru membri supleanți. Se va aplica câte 2 ștampile pe 2 reprezentanți plini și 2 supleanți, adică cei 2 care sunt supleanți. Maxim 2. Maxim 2. Maxim 2. La plin? Da. Maxim 2. Deci acolo unde vor fi 3 ștampile, 3, votul va fi anulat sau nu neapărat anulat. Da, da. Iar cei primii 2 care obțin cele mai multe voturi vor deveni membri plini, cu specificația că dacă cel puțin unul din cei 2 aleși nu este economist, nu voi putea acorda viza de legalitate pentru acest proiect de hotărâre. La
Eremia la liceu, în Consiliul de Administrație, Tanciu Ionuț. Vreau să spun acolo, faptul că am făcut un concurs de cinci la domnul președinte, mi s-a pare că a rezultat la Ionuț, dar mi s-a pare că așa nu mai care scrie, sunt supliari, da? Partea stângă n-a venit. Nu? S-a vădut. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Hai să rămânim. Nu, hai să rămânim. Orice după aia. Ciprian? Comisia de numără, vreau. Acum, ne-a blocat, pot acum nu știu cum să mai faci. Era procedura simplă, știam cum să faci, îmi dădeam o să jos, dar acum... Să vă mulțumim.
A ieșit ultima, următoarea situație. Membrii plini, 10 voturi, domnul Cimpoieșu Gheorghe și 10 voturi, domnul Zarzu Ciprian Octavian. 9 voturi a obținut doamna Carmen și 6 voturi, domnul Andronache. Deci membrii plini, domnul Cimpoieșu și Zarzu. Membrii supleanți, domnul Doboș Sergiu Petru, 19 voturi, Botezatul Maria, 11 voturi. Da. Urându-le succes, trecem la punctul următor. Înainte de asta vreau să-mi fac mea culpa. Trebuia să, de la început, să specific că la cadrul ședinței noastre participă și mass media Oneșteană și nu numai, în care sper că vor relata cu obiectivitate, ca întotdeauna, desfășurarea ședinței noastre. De asemenea, urăm bun venit în cadrul ședinței noastre și domnului vicepreședinte al Consiliului Județean, Geru Pamfil, cu ocazia asta felicitându-l și eu pentru funcția obținută.
Mulțumesc. Trecem la următorul punct. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea Consiliului Local al Municipiului Onești, membrii săi și a reprezentantului Municipiului Onești în adunarea generală a acționarilor SC, domeniul public și privat Onești, S.A. Care cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. Da, mulțumesc. Având în vedere prevederile actul 131 din ordonanța de urgență a Guvernului 57 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consilierii locali puternici să reprezinte interesele unității administrative teritoriale în societate, sunt desemnați prin hotărârea Consiliului Local în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri. Luând în considerare necesitatea și oportunitatea desemnării Consiliului Local al Municipiului Onești prin membrii săi și a reprezentantului Municipiului Onești în adunarea generală a acționarilor, ASC domeniului public și privat este pentru mandatul 2020-2024, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul în forma prezentată, cu precizarea că la articolul 2, reprezentantul municipiului Onești este doamna Crăciun Mihaela. Da, mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Comisia, raportul comisiei numărul 1. Aziz favorabil. Numărul 4. Doamna Elena, doamna Pascu. Aziz favorabil. Mulțumesc frumos. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu, trecem la vot. Aici lucrurile sunt simple, proiectul nefiind prea multe nominalizări, de fapt prea multe consilii locale în întregul său, se votează pentru, împotrivă sau abțineri. Poate ne parvin listele cu nominalizările, vă rugăm.
Trăiți! Mai este cineva de votat? Da, cred că nu. Ați întâi buletin. Mai este o persoană care n-a votat. Aici cineva care n-a votat, vreau că s-a luat, vreau care a rămas. Domnul președinte, am votat. Am votat. Bine. Sunteți bun de detectiv. Ai o hârtie. Da, erau 22. Există varianta să fie 22 de vot, în astea să dar 21. Comisia, vă rog. Am primit și nominalizările pentru următoarele proiecte. O să le dea citire domnul președinte la momentul respectiv, dar o să vin cu deosebită rugăminte. Cei care au făcut propuneri la secretariat, la mine, la biroul, la cabinet, să ne lăsați și numele de telefon a celor pe care noi cunoaștem sau nu le avem, pentru că va trebui să le transmitem școlilor să poată fi contactați când vor fi ședințele de consiliu sau... Să vă mulțumesc.
În urma votului liber exprimat, votul valabile exprimate 20. Pentru. Vă mulțumesc. Da, este un vot nul, 20 pentru. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Onești în Consiliul de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar din Municipiul Onești pentru anul școlar 2020. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. Vă rog, domnul secretar. Mulțumesc. Având în vedere constituirea noului Consiliu Local, precum și legea 1/2011, legea educației naționale, care prevede că în unitățile de învățământ de stat, Consiliul de Administrație este organul de conducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membri în funcție de mărimea și complexitatea unității de învățământ, pentru constituirea în condițiile legale a Consiliilor de Administrație a Unităților de Învățământ Preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Onești, Consiliul Local trebuie să-și desemneze reprezentanții în Consiliul de Administrație ale acestora pentru anul școlar 2020-2021. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc! Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Dau citire propunerilor pe care au venit din partea dumneavoastră. Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești, doamna Popescu Carmen și domnul Sergentu Adrian. Colegiul Național Grigore Moisil, domnul Ganea Mircea, Sticlaru Dana. Liceul Teoretic Petru Poni, Oance Adriana și Agache Viorel. Liceul cu program sportiv Nadea Comănici, domnul Orhian Ionuț, doamna Crăciun Elena și domnul Dobrea. Liceul Tehnologic Onești, Muraru Marian, Maxim Miluță. Liceul Teologic Fericitul Ieremia, Stanciu Ionuț, Ana Ileana. Colegiul Tehnic Gheorghe Asache Onești, domnul Manea Nicu, domnul Dumitru Mihai și doamna Afloare. Școala Gimnazială numărul 1 Onești, domnul Tenie Ionuț, domnul Dobos Sergiu și doamna Botezatu. Școala Gimnazială George Căinescu Onești, doamna Agache Lenuța, Agapi Maria.
Agape Maria și Preda Marin. Îmi cer scuze, dar scris cu pixul și Școala Gimnezială Sfântul Voievod Ștefan cel Mare în Ugania Mircea și Agape Alexandru. Școala Gimnazială Emil Racoviță. Domnul Zarzu și domnul Macovei Daniel. Școala Gimnazială Ghiță Mocan. Domnul Lungu Angel Marian și Gagiu Florin. Clubul Sportiv al Elevilor Onești. Domnul Andronache Nicușor. Clubul Sportiv Școlar. Domnul Agape Mircea. Dacă aveți discuții în legătură cu nominalizările. Dacă nu, vă rog, poftiți la vot. Da, avizul comisiei, comisia numărul 3. Mulțumesc. Vă rog să votăm. Și aici se va vota tot pentru, împotrivă sau abținere. Domnul Marian Botez. Așa, așa am observat.
Mai este unul. Mai este unul. Comisia de numărare, vă rog. Domnul Cristian. Vă rog, comisia de numărare. Liber consimțit, cei 21 de consiliere au votat în unanimitate proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc! Trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Onești în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Onești pentru anul școlar 2020-2021. Dau cuvântul domnului secretar general pentru o prezentare generală de aprobare la proiectul de hotărâre. Având în vedere constituirea noului Consiliu Local după alegerile locale din 27 septembrie 2020 și ținând seama de prevederile atunci din ordonanța de urgență a Guvernului 75/2005 privind asigurarea calității educației, care reglementează că la nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România se înființează Comisia pentru evaluare și asigurarea calității, iar membrii acestei comisii nu pot îndeplini funcții de conducere în instituția de învățământ sau în organizația respectivă, cu excepția persoanei care asigură conducerea operativă a acesteia, se impune desemnarea unor reprezentanți care să nu facă parte din Consiliul de Administrație al Unităților de Învățământ din municipiul Onești pentru anul școlar 2020-2021. Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Dau citire, liste reprezentanțul Consiliului Local Onești propuși de dumneavoastră. Colegiul Național Dimitrie Cantemir, Rădulescu Florin, Colegiul Național Grigore Moisil, Doiret Jenica, Colegiul Tehnic Petru Pone, Turturică Ionuț, Colegiul Sportiv Nadia Comănici, domnul Bujor Marcel, Liceul Tehnologic Onești, domnul Damian Cristian, Liceul Teologic Fericitul Ieremia, doamna Popescu Carmen, Colegiul Tehnic Gheorghe Asache, domnul Cimpoeșu Gheorghe, Școala Gimnazială numărul 1, domnul Dobrea Costel, Școala Gimnazială George Călinescu, doamna Botezată Maria, Școala Gimnazială Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, domnul Cristi Alexandru, Școala Gimnazială Emir Racoviță, domnul Maxim Miluță, Școala Gimnazială Ghiță Mocanu, domnul Zarzu Ciprian, Grădinița cu program normal Sfântul Paul, domnul Roșca Sorin, Clubul Elevilor Onești, domnul Preda Marin, Clubul Sportiv Școlar, doamna Anei Ileana. Raportul Comisiei de Specialitate, Comisia 3. Favorabil. La 5 avem Damian Cristina. La 5, Damian Cristina. Îmi cer scuze. Mulțumesc. Probleme, sunt discuții? Dacă nu, vă rog să votăm.
21 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem mai departe la punctul 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Onești în Comisia Județeană Bacău pentru Incluziune Socială. Are cuvântul domnul secretar general. Vă rog. Având în vedere faptul că în alcătuirea Comisiei Județeană pentru Incluziune Socială face parte și un reprezentant al Consiliului Local, vă rugăm frumos să formulați propuneri cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia Județeană Bacău pentru Incluziune Socială și a supleantului acestuia în cazul imposibilității prezentării în ședințele Comisiei. Față de cele prezentate, vă rog să analizați și aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aie, domnule Zarea? Nu. Păi, nu s-a făcut propunerea? Vă rog. USR Plus o propune pe doamna Botezatul Maria. Botezatul Maria, mulțumesc. Și propunerea pentru... Al doilea membru, membru suplant. Trebuie și suplant? Sau doi membri, parcă să nu... Ce suplant? Vă rog. Încă o propunere, vă rugăm. E cu excursie la Bacău, e frumos, frumos. Așteptăm. Așteptăm. Suplantul probabil că nu se va duce niciodată. Pentru suplant, Sorin Roșca, propun eu. Deci, Sorin Roșca. Comisia 3, avizul. De fapt, hai să votăm. Ați gata buletinile de vot, vă rog. Consilierii noi să nu se spere că celelalte ședințe nu vor mai fi așa de lungi cu atât de multe voturi secrete. Mai lungi. Mai. Se va vota tot așa, pentru, împotriva, abținere fiind pe de singură nominalizare. Sorin, boa.
18 voturi pentru, 2 împotrivă, o abținere. Proiectul de hotărâre a fost votat. Mulțumesc. Foarte bine. Corect. Proiectul numărul 9, proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ
constituit la nivelul municipiului Onești ca formă de sprijin a activitatea de asistență socială și protecția copilului. Domnule secretar, vă rog, referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre ce se prezintă spre dezbatere și aprobarea dumneavoastră are drept motivație solicitarea conducerii Direcției de Generale de Asistență Socială a Municipiului Onești de a actualiza componența Consiliului Comunitar Consultativ, deoarece a fost construit un nou consiliu local în urma alegerilor din luna septembrie 2020. Față de cele prezentate, supunem spre analiză și dezbatere proiectul dumneavoastră. Evident, vă rugăm și nominalizările. Mulțumesc. Menționez că raportul specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Această comisie are un număr de 18 membri. Trebuie să desemnăm și noi un reprezentant al Consiliului Local. Propuneri, vă rog. Domnul Cristian. Din partea PNC, vă propun pe doamna Doilet Genica. Doamna Doilet Genica. Domnul Zanzon. Din partea PNL, pe doamna Elena Pașcu, Păcură. Doamna Elena Pascu. Nu mai sunt propuneri, da? Raportul comisiei, comisia 3? Favorabil. Mulțumesc. Vă invit la vot. Nu? A, încă nu. Poate? Două propuneri, da. Da. Corect, corect. O mică pauză. Thank you.
7 la 12. Da, aici Domnul Cristian. Eu n-am votat aici, am crezut. Mai sunt buletine? Asta este anul ăsta, da? Cred. Nu, 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 aici, nu, aici, pentru nu, pentru ce? Pentru împotriva la comisie pe mai de membri. Nu, 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 pe membru trebuia. Nu s-a anulează. Pe membru. Exact, e un singur... un singur loc și sunt doi candidați. Trebuia ștampila pusă pe membru. Pe cine vrei? Se pune ștampila pe membru. Pe membru, pe membru. E logic. Deci asta este... Secretar, n-am votat aici. Și nu mai sunt nici buletine. Ia numărați-l un pic. Hai, sau e cineva care numărează două buletine? Dacă nu vrem la vot, nu e nicio problemă. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dacă domnul Cristian a votat, sunt 21, dacă nu vrem la vot. Da. Cineva a votat de două ori, înseamnă. Refacem votul vă rog. Nu cred că s-a... Nu se cheamă. Domnul Cristian, ați votat sau nu? Poate să zic că n-am votat. Tot e sigur că n-ați votat? Nu,
v-a dat că să edităm buletinele și da, nu trage la țără și mă durează că țără. Domnul, de ce m-a dorit? Până când se trag la Xerox buletinele de vot, aș propune să trecem la următorul proiect, să câștigăm timp. Sunteți de acord? Da. Mulțumesc. Mă bucur de să mă pot să uită compartimentul de specialitate. S-a putea să fie un amendament. Proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Onești în cadrul Comisiei Tehnice de Organizare și Siguranță a Circulației Rutiere în Municipiul Onești. Are cuvântul domnul secretar general, prezentându-ne referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. Vă rog. Proiectul de hotărâre ce se prezintă spre dezbatere și aprobare... Da, am greșit proiectul. 10. În urma constituirii Consiliului Local al Municipiului Onești, prin ordinul prefectului 471 pe 2020, pentru mandatul 2024, se impune actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Organizare și Siguranța Circulației Rutiere din Municipiul Onești. Numai puțin, aici ne-am fi dorit și în prima n-a venit, dar... M-am consultat cu dumnealui mai devreme, pentru că sunt 3 nominalizări. Mă gândeam ca toți cei 3 să facă parte din comisie, dar vreau să verific, m-am consultat și cu reprezentantul compartimentului de specialitate. Din păcate, nu putem face lucrul ăsta. De ce? Pentru că regulamentul prevede doar un singur membru. Asta ar fi însemnând să venim acum cu propunere și de modificare a regulamentului, ceea ce duce o schimbare de fond a proiectului și atunci... Poate face ulterior. Poftim? Da, se poate face ulterior. Dar deocamdată, cred că va trebui să mergem tot pe vot, buletine de vot cu cei 3, din care unul singur, unul... Prin și un supleant. Supleant n-am nimic pe supleanți. Îl propun pe domnul Bujor, dacă... Nu. Deci aici la plin avem pe domnul Bujor, domnul sergentul, domnul Dobrea și ne-ar mai trebui pentru supleanți, măcar unul. Domnul Roșca. Care nu iese, să fie supleanți. Care nu iese, supleanți. Da, puneți-mă pe noi, domnul secretar. Păi nu, că trebuie unul singur. Nu, supleant. Domnul... Care iese cu... Supleant, domnul Cristian. Domnul Cristian, da. Atunci, o pauză să facem buletinele. Dacă vreți după un alt supleant, poți să mă retrag pentru un alt supleant. Nu ține neapărat. Dar poți să modificăm probabil regulamentul următoare și... La domnul Cristian să fiți atent, mă rog. Are două ultime, da? Recupereze. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să
Voturilor este invitată în sală. În urma votului exprimat, votul pentru 21. Deci proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 21 de voturi. Trecem la punctul următor, numărul 11. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești a unele imobile constituite din terenul cu și fără construcții situație intravilană. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. Imobilele ce fac obiectul propune
proiectele de preluare în proprietate privată a municipiului sunt situate în bilanul localității, identificate prin plan de amplasare și delimitare, fiecare în parte. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare a unor cereri depuse de persoane fizice sau juridice, având cu scop participarea la licitații publice în vederea concesionării sau închirierea terenurilor și bunurilor realizate de acestea în condițiile legii. Față de cele menționate, vă rog să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc! Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avizul comisiei, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții la acest proiect, vă rog. Mulțumesc. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotriva? Nu-i vot secretar. Cine este pentru? Sunt prezenți toți consilierii, da? Mulțumesc. Împotriva? Se abține cineva? Mulțumesc. În unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiectul de hotărâre numărul 12. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării comisiei de evaluare a ofertanților pentru concesionarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Onești, aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 165 din 30.09.2019. Domnule secretar, vă rog să prezentați referatul de aprobare și proiectul de hotărâre. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 165 din 2019 a fost aprobată Comisia de Evaluare a Ofertanțelor pentru concesionarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Onești. Ținând cont de faptul că în urma alegerilor locale desfășurate în luna septembrie 2020 s-a constituit un nou Consiliu Local, pentru a putea desfășura activitatea în condițiile de legalitate, este necesară actualizarea acestei comisii. Cu precizarea că membrii care vor fi desemnați în această comisie vor face parte și din Comisia de Închiriere, care va fi stabilită prin dispoziția primarului municipiului Onești. Având în vedere cele menționate, se puneți la analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are nominalizările? Să propun. Sunt nominalizările. Da, le verificăm. Sunt nominalizările, le citiți dumneavoastră, doar că ar mai trebui un reprezentant. Sunt patru nominalizări pentru membrii plini, da. Și doar două pentru supleanți. Ne trebuie trei și trei pentru supleanți. Da, și tine, domnul președinte. Deci pentru membri plini, domnul Moraru, domnul Orehian, doamna Popescu, domnul Zarzu, iar la supleanți, doamna Pașcu, domnul Toboș. Și din partea PMT, doamna Doilețu. La supleanți, doamna Doilețu. O pauză pentru completarea buletinului de vot. Membri, atenție, puneți trei ștampile pe cei patru membri. Din cei patru, trei trebuie aleși. Maxim trei. Dacă sunt patru ștampile, se anulează. Dacă sunt două sau una, se ia în considerare la vot. Și niciunul, iarăși, se ia în considerare la vot. Să vă dați trei din ce.
Care? Cine mai este la vot? Cine n-a votat? Eu. Asta e 12. Și urmă-i 9. Vot în urmă-i 9. Da. Și urmă-i 12. Mi se dă 12. Și 9 le-a separat, urmează 2. După ce sună. Data viitoare vom veni cu două cabine de vot să mergem mai repede. Aveți buletele făcute, că mergem mai repede. Da, dar și propunerile ar trebui făcute din urmă. Da, da. Ar fi o problemă. Se vor întâlni liderii, vor face propuneri și vor face buletele, așa că va merge mai repede. Păreți să vă ce să mai gândesc. Nu,
să pun 2 în continuu, că e păstrat. Cât vreau să scriu 2 ca să nu mai stăm să... Popescu. Zanaru. Orhean. Popescu. Moraru. Orhean Ionuț, 10 voturi. Domnul Zarzu, 9. Deci primii 3, Moraru, Orhean și Popescu. Deci vor face parte din comisie alături de membrii supleanți, doamna Pașcu, domnul Dobos și doamna Doileț. La 9, la punctul 9. Nu știu din ce v-am spus. Da, punctul 9, da. Ce să faci? Un singur vot pe o persoană. Doamna Doileț și doamna Pașcu. Da, comisia consultativă de la DGAS.
caut. Nu,
voturi valabile exprimate, 19 voturi nule, 2. Pas Pașcu Elena, 10 voturi, 2 Ilet Genica, 9 voturi. Concluzie, doamna Pașcu Apovola Elena va face parte din această comisie. Mulțumesc. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei de Evaluare a Ofertanțelor pentru vânzarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Onești, aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 108 din 25.05.2020. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 108 din 28.05.2020 a fost aprobată Comisia de Evaluare a Ofertanților pentru vânzarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Onești. Ținând cont de faptul că în urma alegerilor locale desfășurate în luna septembrie 2020 s-a constituit un nou Consiliu Local pentru a putea desfășura activitatea în condițiile de legalitate, este necesară actualizarea acestei comisii. Având în vedere cele menționate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre. Evident, cu precizarea că va trebui să faceți nominalizările. Nominalizările vor fi pentru președinte și doi membri, respectiv președinte suplean și doi membri supleanți. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Da. Aviz Comisia 1. Favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 4. Favorabil. Mulțumesc. Nominalizările, vă rog. Permiteți-mi, domnul președinte. Vă rog. Pentru funcția de președinte Elena Pașcu, membrii Sergiu Doboș și Bujor Marcel și supleanți pentru funcția de președinte Dobrea Costel și membrii Moraru Marian și Orhan Ionuț. Mulțumesc. Dacă sunt ceva obiecțiuni la aceste propuneri, discuții, nu? Mulțumesc. Atunci vă invit la vot. Se votează cu Petru împotrivă sau abținere? Domnul Marian, poftiți, vă mulțumesc că ați am și eu întâi tatăl la dumneavoastră, vă rog. Am văzut că PSD-ul e organizat, e în ordine, nu de acum. Publicitate, reclamă, nu? Mulțumesc, deci să
la caserie, să vă puneți toate parte. Da, prea monoton ședința. Trebuie mai diversificat. Sigur. Da, dar o să... Identifiază acolo, da. Văd că m-am rămas tot. Nu trebuie să dau una mai tânără, așa, putea. În urma voturilor exprimate, 20 pentru, 1 împotrivă. Deci proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor bunuri imobile, terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Onești. Doamne secretar, vă rog, prezentați referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. În vederea realizării atribuțiilor conferite prin ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ, Consiliul Local al Municipiului Onești hotărăște darea la administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local. Terenurile aparținând domeniului public sau privat de interes local în municipiul Onești pot fi concesionate în conformitate cu legislația în vigoare și în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, reprezentând un dublu interes atât pentru municipalitate, prin valorificarea superioară a suprafețelor de teren proprietate publică, cât și pentru cetățenii orașului. Ca urmare a celor expuse, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Menționez că raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Favorabil. Mulțumesc. Avizul Comisiei numărul 2. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect, dacă sunt, vă rog. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține?
Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la numărul 15. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului 1 la hotărârea Consiliului Local 207 din 22 octombrie 2020 privind aprobarea transmiterii drepturilor de concesiune asupra unor terenuri proprietate municipiului Onești și din anexa numărul 1, coloana 3, suprafață. Domnule secretar general, prezentați referatul, vă rog. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 207 din 22 octombrie 2020 s-a aprobat transmiterea drepturilor de concesionare asupra terenurilor proprietatea municipiului Onești. După aprobarea actului amintit anterior, s-a constatat că în cadrul acesteia s-a strecurat o greșeală, respectiv la articolul 1 a apărut sintagma 50 de metri pătrați în loc de sintagma 60 de metri pătrați. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului 1 la hotărârea Consiliului Local 207 pe 2020, în cuprinsul privind aprobarea transmiterii terenurilor de concesiune asupra unor terenuri proprietate a municipiului Onești și în anexa numărul, în anexa la criteriul 1, coloana 3, suprafața, în sensul că se numește sintagma de 50 de metri pătrați și sintagma 60 de metri pătrați. Față de cele arătate, propunem spre analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost aprobat. Aviz Comisia 1, favorabil. Comisia 2, favorabil. Comisia 4, favorabil. Mulțumesc. Discuții? Atunci să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Se abține? Nu. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii drepturilor de închiriere asupra unui spațiu comercial proprietatea municipiului Onești. Domnul secretar, aveți cuvântul pentru prezentarea referatului. În vederea realizării atribuțiilor conferite prin articolul 129 din Ordonanța Guvernului 57 pe 2019 privind codul administrativ, Consiliul Local hotărăște în condițiile legii darea în administrare, concesionare sau închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public sau domeniului privat al municipiului Onești. Printr-o hotărâre de Consiliul anterior, a fost atribuit sub forma închirierii un spațiu comercial în cadrul centrului comercial piață pentru desfășurarea de activități comerciale benefică atât pe investitorului cât și bugetului local. Deoarece o închiriaș dorește cesionarea contractului de închiriere către altă societate comercială și având în vedere contul administrației piețelor cu privire la această solicitare, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avizul, Comisia numărul 1. Favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 2. Favorabil. Mulțumesc. Obiecțiuni, probleme? Atunci votăm. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local. Hotărârea Consiliului Local numărul 23 din 2013 privind aprobarea procedurii de atribuire a criteriilor de selecție a operatorilor taxi și taximetriști independenți și de stabilirea comisiei de aplicare a acestora. Domnule secretar, aveți cuvântul pentru prezentarea referatului. Având în vedere modificările subiectivă de structura organizatorică a primăriei municipiului Onești, se impune modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 23 din 28.03.2013 privind aprobarea procedurii de atribuire a criteriilor de selecție a operatorilor de taxi și taximetriști independenți și de stabilirea componenței comisiei de aplicare a criteriilor de selecție a operatorilor de taxi și taximetriștilor independenți în sensul actualizării comisiei de aplicare a criteriilor de selecție. Față de cele prezentate, supunem spre aprobare și dezbatere, spre dezbatere și aprobare proiectului în forma prezentată. Mulțumesc. Menționez că raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aveți Comisia 1? Favorabil. Comisia 4? Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect? Domnul secretar, aici comisia este formată, nu? Da, comisia este formată.
comisia este formată doar din reprezentanții compartimentelor din primăria Unești. Doar la acea schimbare, unul dintre colegii a ieșit la pensie și trebuie înlocuit. Se va vota cu pentru, împotriva, abținere. Mulțumesc. Cine este pentru? Da. Cine mai dorește apă, m-a dus apă proaspătă de izvor. Analize medicale sau nu? Thank you.
În urma votului liber consimțit, consilierii au în unanimitate 21 de voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Puteți. Și punctul 18. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii sociale de a analiza solicitanțelor pentru aprobarea repartizării, atribuirii și închirierii locuințelor ANL, locuințelor sociale, locuințelor de servici, locuințelor din fondul locativ de stat și a camerelor de locuit din imobilul situat în strada Libertății numărul 1, Onești, și desemnarea unui membru din Consiliul Local. Domnule secretar, aveți cuvântul pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. Având în vedere ordinea prefectului județului Bacău 471/2020, în care s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Comisiei Sociale de Analiză, s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local, Comisia Socială de Analiză a solicitanțelor pentru aprobarea repartizării, atribuirii și închirierii locuințelor ANL, locuințelor sociale și locuințelor de serviciu, locuințelor din fondul locativ de stat și a camerelor de locuit din imobilul Libertății 1, este necesară actualizarea ei și nominalizarea unui reprezentant în cadrul, din cadrul Consiliului Local în calitate de membru al acestei comisii. Față de cele prezentate, spunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre, bineînțeles cu precizarea și cu nominalizările făcute, propunerile. Mulțumesc. Menționez că raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz Comisia 1. Favorabil. Comisia 4? Comisia 4, aviz. A fost... Da, mulțumesc, mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect, vă rog. Da, domnul Vita. Propunere din partea PMP pentru doamna Ani. Deci PMP o propune pe doamna Ani. Altă propunere? Propunere PNL, Mihai Dumitru. Propunerea PNL? Mihai Dumitru. Domnul Mihai Dumitru. Propunere PSD, Agapi Alexandru. Propunere PSD, Agape Alexandru. Mulțumesc. Au fost patru operativi, am și făcut biletele de vot. Viața. Știam. Am le las aici. Se votează persoană. Da, se votează singură persoană.
de persoane? Da. După 30 de zile va trebui să le trimitem la ANI și dacă se vine cu întârziere, le trimitem cu întârziere, avem probleme acolo. De fapt, noi dumneavoastră, cei care le depuneți. Valabile estimate 21, dintre care Ane Ileana 11 voturi, Agape Alexandru 6, Dumitru Mihai 4. Doamna Ane Ileana va face parte în această comisie. Vă mulțumesc. Punctul 19, diverse. Dar înainte de asta, dacă domnul primar vrea să menționeze ceva sau să vă comunice ceva. Mulțumesc. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Eu voi încheia dacă vreau să las colegii, poate au lucruri mai importante de prezentat. Bun, cineva dacă are o problemă pe care vrea să o ridice? Nu are nimeni nicio problemă. Prea o zici, da, prea. Domnul primar, vă rog. Doar voiam să spun două cuvinte. Vă rog. Nu are nicio problemă, doar voiam eu să spun două cuvinte. Vreau să le mulțumesc colegilor de la USR Plus pentru votul pe care l-au dat astăzi viceprimarului PMP și să le mulțumesc că și-au dat arama pe față. Susținerea lor din timpul campaniei electorale, așa cum nu numai noi am constatat-o, ci și oamenii de pe stradă, a fost una aparentă. Le mulțumim astăzi că și-au dat arama pe față și că au făcut ceea ce trebuia să facă și în campania electorală. Mulțumesc mult! Aplaudăm pentru circ sau... Pot să-i răspund eu, doamne consilier. Tot pe această temă vreau să vorbesc, mai exact pe marginea postării care a făcut-o doamna consilier. Am văzut reacția dumneavoastră. Eu consider că cei trei consilieri, de fapt, au respectat votul oneștenilor prin votul dat astăzi. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă cele trei voturi ar fi mers spre dumneavoastră. Ar fi existat o mascaradă, primăria n-ar fi funcționat, că nu doar viceprimarul era trântit, ci și comisiile care urmau, școlile n-ar fi funcționat. Ar fi fost efectiv o mascaradă. Dumneavoastră oricum n-ați fi avut suficient cât să ajungeți viceprimar. Da. Cu 7 voturi n-ați fi ajuns viceprimar. Ce s-ar fi întâmplat? Este vorba de spiritul de echipă și de alianță. Deci, nu, eu nu am făcut referire la altceva. Da. Cert este că, așa cum am spus și mai devreme, PMP-ul a avut cele mai multe mandate în Consiliul Local, clar că a reflectat voința oneștenilor. La totul altceva. Eu nu am niciun fel de problemă cu PMP-ul și cu... Dacă e să intrăm în amănunte, sunt o mulțime de liberali care nu v-au votat, doamna Pașcu. Trecând peste... Da, eu vă spun sigur. Din liberal de bază,
n-au mers pe mâna dumneavoastră. Au mers pe dumneavoastră, stimate domnule. Dacă iar să ne uităm la numărul de voturi și după aia comentăm. Mulțumesc. Și încă o dată, eu voi fi un primar corect față de toți consilierii. Și aștept să facem echipă și să muncim pentru Oneș, nu să facem circ și mascaradă și să ne văităm. Eu asta am spus la ședința trecută, eu îmi țin cuvântul, voi face tot ce ține de mine și echipa mea va proceda la fel, în așa fel încât oneștenilor să le fie bine. Eu astăzi am tras un semnal de alarmă în ceea ce privește loialitatea anumitor persoane. Votul s-a terminat în 27 septembrie, acum cred că trebuie să mergem pentru toți să tragem în aceeași barcă pentru Onești. Dacă s-ar fi votat altfel, eram... Haide să las microfonul, să nu ziceți că vă acopăr și... Dacă ar fi fost altfel votul azi, s-ar fi fost mari probleme în funcționarea în perioada imediată următoare a primăriei și a comunității. Adică puneam probleme. O perioadă destul de lungă de timp, adică atribuțiile viceprimarului sunt unele care să genereze o neexercitare acestora, nu generează sub nicio formă o imposibilitate de funcționare a UAT-ului. Și asta, dacă citim codul administrativ, înțelegem foarte bine. Deci la capitolul acesta nu avem niciun fel de problemă. Există riscul să iasă discuții și la comisiile pentru învățământ, unde chiar nu mai funcționează. De ce nu funcționează? Și o întrebare. Școlile au nevoie de comisiile de învățământ. Și care e legătura cu viceprimarul? Nu știu dacă nu funcționa treaba cu viceprimarul, dacă următoarele mergeau. Fără probleme. Eu vă spun că nu e. Așa, eu înțeleg pe colegi că sunt în campanie electorală. Să mai și muncească. Să obținem vot. Vă rog dacă cineva are anumite probleme, dacă nu, domn primar, mai aveți ceva? Felicitându-l pe domnul Jilcu Adrian pentru funcția de viceprimar, mulțumindu-vă dumneavoastră pentru prezență și pentru operativitatea de care ați dat dovadă, declar închise lucrările ședințe de astăzi. Vă mulțumesc! Thank you.